În urma numeroaselor avarii înregistrate la rețeaua de apă a municipiului Roman, administrația locală a dispus implementarea unui sistem de zonare a municipiului, în așa fel încât atunci când se înregistrează o avarie într-o anumită zonă a Romanului, să fie sistată furnizarea cu apă potabilă doar în acea zonă și nu în tot orașul. Un sistem de zonare a municipiului. Astfel încât atunci când am o intervenție pe o anumită zonă, să pot izola numai acea zonă și nu întreg orașul. Este o operațiune mai dificilă, pentru că alimentarea orașului nu e liniară, e circulară. Cu toate astea, am analizat câteva ore și împreună cu specialiștii din primărie și de la Apa Serv, am găsit soluții tehnice, astfel încât să creăm o zonare pe 12 locații. După cum vedeți, pe culori diferite sunt cele 12 locații, iar până la sfârșitul anului am solicitat să fie rezolvate de către Apa Serv și pe cheltuiala lor zonările pe arondismentul 1, 5, 7, 4, 2, 3 și 9. Asta presupune intervenții în zonele mărginașe a acestor locații, cămine noi și montare de vane pentru a se putea face. Nu e o lucrare ușoară, e o lucrare destul de grea. Trebuie să recunosc că am forțat și eu un pic, dar eu vreau ca până la sfârșitul acestui an să avem jumătate din oraș zonat și până în primăvara anului următor cealaltă jumătate. Zonarea pe cele 12 locații va fi realizată exclusiv pe cheltuiala companiei de apă. Zona 9, cartierul Nicolae Bălcescu, zona 2, cartierul Spiru Haret, zona 3, cartierul Mihai Viteazu, zona 4, Eternității, zona 1, Smirodava Bogdan Dragoș, zona 7, Griviței, zona 5, Roman Mușat. Și ar urma pentru anul urmă. Și zona 11, de asemenea, zona industrială, care ar intra tot anul ăsta și ar rămâne pe anul viitor, zonele 6, 8, 10 și 12. Deci zonele grele aș dori să fie zona industrială, zona 11, zona nord a municipiului. Uitați, aceasta, cu albastru de aici. E zona 11, care tot acum ar putea fi rezolvată. Ar rămâne cartierul Petru Rareș, cartierul Favorit, zona centrală cu Zavodă, cartierul Danubiana se facă anul următor. Numai săptămâna trecută în Roman au fost peste 40 de defecțiuni la rețelele de apă și canal. 20 dintre acestea au fost remediate și alte 20 așteaptă soluționare. 3 echipe vor lucra în această săptămână pentru a le rezolva. Doar în zona cu Zavod au fost înregistrate 7 astfel de avarii.